domnul președinte Traian Băsescu, de onoare al PMP, fost președinte al României, este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Europarlamentar al PSD, facem o intervenție telefonică. Sunteți în Parlamentul European. V-ați pronunțat, domnule Traian Băsescu, foarte virulent împotriva acestor alegeri anticipate. De ce? Nu e nevoie de o clarificare pe scena politică sau, de fapt, în Parlament, mai exact? Păi, domnul Mănăstire, știți cumva ce am suntem? Dacă se poate... Suntem în 2020, da? Da, dacă mai aproape de telefon, să ne auzim, de microfon, vă rog. Da, deci suntem în anul 2020, an în care sunt programate alegeri la termen, în luna octombrie, da? Decembrie, la final. Decembrie. Ce rost! Au alegerile anticipate, care înseamnă așa, circa 3 luni ca să se parcurgă toată procedura. Adică demisionează domnul Orban, se pun două guverne care cad, după care mai urmează o lună de campanie electorală, în total 4 luni. 4 luni de instabilitate, în care România trebuie să meargă lunar pe piețe să împrumute bani, cu dobânzi tot mai mari pe măsură ce se prelungește perioada de instabilitate politică. Și atunci, care este rostul acestei încercări de a face alegeri anticipate în care să câștigi 3 luni? În condițiile în care nu ai un obiectiv. Adică, aș fi înțeles, dacă PNL-ul era la 70% și avea ca obiectiv revizuirea Constituției, pentru că avea nevoie de 66%, de 2/3, să revizuiască Constituția, aș fi înțeles, puteam să înțeleg această decizie. Dar atâta timp cât tu ai 35-40 și vrei să obții cât? 45, risc să obții 28, pe de o parte, pe de altă parte este greu să-i convingi pe români de necesitatea unor alegeri când mai sunt 4 luni. Bun, în Mihai, plus, dacă îmi permite, domnule Băsescu. Da, e o întrebare importantă. Dați-mi voie să mai fac câteva remarci. Guvernul Orban are imagine bună și la intern și la extern. Deci nicio nevoie de a schimba guvern. Guvernul Orban a luat câteva măsuri bune care îl consolidează în simpatia populației, dar și în mediul economic. A făcut câteva modificări în ordonanța 114, a scos acciza suplimentară la combustibil și chiar azi vedeam o comparație a prețurilor din România cu toată Uniunea Europeană și urmarea acestei măsuri avem cel mai ieftin combustibil din Uniunea Europeană. În plus, are bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, l-a avut adoptat, aprobat înainte de 31-a 12-a, cum necum constituțional, neconstituțional, e promulgat și în monitorul oficial. În acest buget se vede și creșterea de salarii și creșterea de pensii. Mai mult decât atât, întrebat despre cum vede guvernul, președintele României a spus că este foarte mulțumit de guvern. Dom'le, deci de ce vrem anticipate? Înseamnă că miza este ce se întâmplă în Parlament, majoritățile în Parlament. Guvernul e guvern, Parlamentul arată altcumva. Acolo sunt complicate lucrurile cu 6 grupări, partide și facțiuni care susțin guvernul Orban cu condiții. Și cu negocieri destul de dure, din câte am înțeles, pe funcții, pe poziții, nu e ușor. Domnul Mănăstire, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar nu este prima dată. Păi pe ce
a făcut majoritatea să dărâme guvernul Dăncilă, pe ce a făcut majoritatea să instaleze guvernul Orban. Pe negocieri. Bun, aveți o explicație dumneavoastră pentru... Aici mă refer la președintele Iohannis. Dânsul a pus subiectul pe masă, l-a impus pe agenda publică, premierul Orban a fost obligat, practic, să-și asume această temă a legilor anticipate și suntem în situația asta. Dar președintele Iohannis insistă cu aceste legi anticipate. De ce credeți că o face? Care ar putea să fie? Greu. Îmi este foarte greu să înțeleg. Recunosc că mă depășește motivația pentru declanșarea unui asemenea tăvăluc politic, pentru că nu va fi ușor după ce se produce prima demisie. Gândiți-vă că mai sunt denumiți doi premieri care trebuie să cadă. Domnul Mănăstire, în situația în care România, care nu e într-o situație de prăbușire, dar e pe muche de cuțit, pentru ce te angajezi în așa ceva? Bun, acum am mertorat dumneavoastră din experiența politică și dumneavoastră ați forțat alegeri anticipate chiar foarte repede, da? În 2005, când da. Ați preluat guvernarea cu domnul Tăriceanu, alianța, da. Vă rog să vă aduceți aminte și dacă nu se găsesc sondajele, alianța, da, arăta, avea 68% și unul din obiective a fost modificarea Constituției. Una e 68% și alta 35-41%. Deci atunci intenționați în 2005 să modificați Constituția? Acela era proiectul politic vă rog de atunci? Să vă uitați în declarațiile vremii. Obiectivul era revizuirea Constituției. Bun. În final, credeți că va rămâne în picioare guvernul Orban sau e doar o temă pe care o vom toca, o discuta și nu se va întâmpla nimic? Uitați ce cred eu. Că dincolo de ce vrea președintele, premierul are și el responsabilități. Nu, premierul nu e o păpușă care îi spui demisionează și gata, fuge să scrie hârtia. Va trebui să-și asume intrarea în acest joc de instabilitate prelungită cu toate consecințele ei sau să nu și-o asume. Deci eu nu cred că Orban e dispus la demisie în orice condiții. În primul rând, Orban ar trebui să știe că toți cei trei pași sunt realizabili. Are cineva convingerea că sunt realizabili cei trei pași? Hai să spunem, demisia și-o dă primul pas. Dar căderea a două guverne, pentru că Parlamentul poate face ce a făcut și cu al doilea guvern numit de mine, dacă vă aduceți aminte, cu Liviu Negoiță, pur și simplu n-a mai venit să voteze. N-au făcut procedura, au fugit din sală, da. N-au votat nici așa, da. Nici așa. Da. Nici așa, nici așa. Și atunci rămâne țara blocată cu un guvern. Al doilea pas al procedurii neîndeplinit. Da, și a rămas țara cu guvernul Boc, atunci interimar, așa cum va rămâne da. România interimar cu premierul Orban până la sfârșitul anului. Da, da, dar de ce să-ți faci dintr-un guvern puternic, spunem, oficial, un guvern interimar? Multe semne de întrebare. Mai rămâneți eventual un minut, Mihai Gorgu.